Chiar dacă mișcările îi sunt din ce în ce mai greoaie și uneori are nevoie de ajutor, maestrul Radu Beligan nu renunță la scena care l-a făcut celebru și nici la spectatorii care îl urmăresc de fiecare dată cu sufletul la gură. Aseară a fost prezent la Constanța, unde le-a adus iubitorilor de teatru o premieră specială. O să facă filmul și o să se întoarcă. Așa s-a spus de fel. Da. O să facă filmul și o să se întoarcă. Da. La tine. Da. Ai crezut-o? Da. Nu poți să crezi o femeie care te-a mințit odată. Da, nu pot. În locul tău mi-aș face bine treaba, băiatule. Pentru că dacă Eva pleacă, te voi distruge. Da! Excepțională, excepțională. Maestru Radu Beligan confirmă a nu știu câta oară. Sunt foarte fericită, am luat și un autograf. Sunt foarte fericită. Este extraordinar, a fost un regal. Lecția de violoncel în regia lui Felix Alexa a fost scrisă pentru actorul de Cartea Recordurilor și pentru fica lui Lamia și s-a jucat pentru prima oară chiar de ziua marelui artist pe 14 decembrie 2013. Seara trecută a venit rândul constanțenilor să aplaude reprezentația regală la scenă deschisă. În semn de omagiu pentru o viață dedicată teatrului românesc, Municipalitatea din Constanța i-a oferit marelui maestru Radu Beligan diploma de onoare, dar și medalia de aur a orașului Constanța. Al colegilor mei din Consiliul Local și al Municipiului Constanța să vă înmânez o diplomă de onoare a Municipiului Constanța, precum... și medalia de aur a Municipiului Constanța. Este o onoare pentru că această piesă de teatru, eu l-am sunat pe 14 decembrie când am plinit 95 de ani și s-a jucat premiera la București și mi-a promis că noi ne cunoaștem de mulți ani de zile și a venit cu multe piese de teatru și vine cu drag la Casa de Cultură și mi-a promis că prima dată vine în premieră la Constanța. Și acum i-a spus de promisiune și ați văzut că a venit. Vă rog să scuzați că n-a putut să vă dea un interviu pentru că după o piesă, după două ore, este obosit. Și așa încântat a fost când a văzut un public așa cald și întotdeauna la Constanța a fost primit cu frumos, cu public, minunat. Născut pe 14 decembrie 1918, marele maestru a debutat în teatru la vârsta de 20 de ani cu piesa Crimă și pedeapsă după Dostoievski, în regia lui Mihai Zira, pe scena teatrului Muncă și Lumină din București. Actor, regizor și eseist Radu Beligan are în spate o carieră de 70 de ani în teatru, film, televiziune și radio. În activitatea sa artistică, Beligan a realizat peste 80 de roluri în teatru și 30 în filme. Astăzi, artistul este așteptat la Universitatea Ovidius din Constanța, unde va primi titlul de doctor honoris causa.